Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Am astăzi plăcerea de a avea alături de mine pe doamna deputat PSD Natalia Indotero, președinte al Comisiei pentru Învățământ. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Astăzi, să spunem că ar trebui cel puțin să fie și o surpriză plăcută pentru dumneavoastră cei care ne urmăriți și mă bucur să o am alături de mine și pe doamna Cristina Chiriac, președinte al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Este un proiect foarte interesant și un proiect care ar trebui să stârnească destul de multe întrebări în rândul cetățenilor, de indiferent de vârstă. Pactul pentru tineri, despre asta vorbim astăzi, dar înainte de a intra în dialog cu invitatele mele de astăzi, haideți să urmărim un material din cursul acestui proiect și mai apoi vom reveni în direct și vom continua discuțiile. Bună ziua! Și bine ați venit astăzi aici la DEVA. Vă mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră în număr atât de mare și pentru că ați ales să vă petreceți ziua de astăzi alături de noi. Trebuie să știți încă de la început faptul că Pactul pentru Tineri este mai mult decât o dezbatere care a devenit cea mai importantă simbioză de forțe la nivel național pentru a schimba soarta tinerilor aflați în abandon școlar sau în risc de abandon școlar, inițiat de către Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, în parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, UNICEF și Banca Mondială. Aș vrea, în deschiderea acestui eveniment, să o invit alături de noi pe cea fără de care nu s-ar fi putut întâmpla nimic pentru că a inițiat acest proiect. Este vorba despre doamna Cristina Chiriac. Este doctor în economie și antreprenor, președinte al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin, cu toții știți despre CONAF, și ambasador VET. În ultimii 20 de ani a publicat numeroase articole, cărți, a participat la numeroase conferințe, evenimente și dezbateri naționale sau internaționale pe subiecte ce țin de economie și nu numai. În aplauzele dumneavoastră, doamna Cristina Chiriac. O să vă rog să luați loc. Restul. Bună dimineața, Deva. Bună dimineața. Yes! Să știți că de obicei aceste evenimente pe care noi le organizăm în țară sunt pline de emoție. Așadar o să vă rog să-mi scuzați emoțiile de început și să-mi dați voie totodată să-i mulțumesc doamnei președinte, domnului președinte, stimate doamne, stimați domni, stimați elevi. Vă mulțumesc că ați ales în această dimineață să fiți alături de noi la DEVA, la cea de-a șasea dezbatere a Pactului pentru Tineri. E un proiect greu. Foarte greu. Și de fiecare dată când vorbim despre abandonul școlar, simt că mi se pune un nod în gât. Pentru că e ca și cum ai vrea să faci o proiecție în viitor, dar uitându-te la ceea ce ai astăzi, în prezent, este foarte greu. Vă povestea Laura Cristiana Hulubei, care, să știți, este prezentator TV la cea mai importantă televiziune din Iași și care a venit astăzi special aici, la DEVA. Așa cum a fost special și la Botoșani, și la Piatra Neamț, și la Bacău și probabil că vor urma și alte județe. Despre importanța acestui proiect și despre faptul că avem câteva probleme sistematice. Când am pornit acest proiect anul trecut în 2022, mi-am zis că nu e treaba mea, chiar dacă sunt mamă. Am zis că sunt extrem de multe pârghii legale, foarte mulți oameni care sunt implicați în acest sistem, extrem de mulți oameni care activează în ONG-uri și nu e loc de încă un proiect. Ce aș putea să aducem, ce am putea să aducem noi în plus? După care, făcând o radiografie a situației în care ne aflăm, mi-am dat seama că dacă sunt oameni ca mine care gândesc că nu e treaba lor, probabil că lucrurile se vor rezolva doar pe bucățele și nu vom reuși să facem lumină în România.
Și am zis, hai să vedem, hai să încercăm. Trebuie să vă mai spun ceva despre acest proiect. N-am luat un leu. Niciodată această confederație și acest proiect de la bugetul de stat. Tot ceea ce vedeți este efortul unor antreprenori, efortul voluntarilor. Nu facem politică, dar milităm pentru o Românie frumoasă, pentru viitorul copiilor mei și copiilor dumneavoastră în această țară. Ne plângem de deficit de forță de muncă și de alte probleme și cu toate acestea, fiecare cârpește pe bucățica lui. Și am zis, hai să vedem ce putem noi să facem. Suntem mulți. În CONAF, la ora actuală, sunt 3700 de companii. Am reușit un lucru incredibil, în sensul că am reușit să luăm UNICEF alături de noi, am reușit să luăm Banca Mondială, am reușit să luăm One Voice, Asociația Valorilor în Educație, o să vă citească Laura, bineînțeles, lista întregilor parteneri. Am reușit să avem experți din aproape toate județele României. Fiecare dezbatere din fiecare alt județ este atipică, asta pot să vă spun, și din fiecare județ plecăm cu o serie de soluții. Cu siguranță nu sunt soluțiile finale, pentru că, așa cum vă spuneam și în cadrul conferinței de astăzi, ce am reușit să facem cu acest proiect Pactul pentru Tineri a fost să înființăm un comitet interministerial din care fac parte 5 ministere, adică Ministerul Familiei, Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Ministerul Justiției și Ministerul Sănătății și toți partenerii proiectului, începând cu UNICEF, Banca Mondială, AVE, CONAF, SAMAS și așa mai departe. Sunt aproape peste 30 de ONG-uri și lista este deschisă tuturor celor care își doresc să muncească și să facă voluntariat, pentru că asta facem, nu sunt activități remunerate. Mai mult decât atât, astăzi, de exemplu, la DEVA, și mă bucur enorm că așa s-a dezbaterea a avut loc aici la DEVA, am reținut două idei extrem de importante pentru acest proiect. 1. Propunerea președintelui Consiliului Județean de a suporta prin bugetul județean costul transportului elevilor, care reprezintă una din piedicile pentru copii și este practic o treaptă către abandonul școlar. Deci plecăm de aici cu această propunere și sper ca și celelalte consilii județene să fie de acord. N-am mai auzit-o până acum, de aceea spun că este premieră, pentru că suntem la al șaselea județ și niciun alt președinte de Consiliu Județean n-a întins o mână. Eu o iau eminamente ca pe o mână de ajutor. Și a doua propunere cu care plec și chiar sper să o putem implementa la nivel național este caravana antidrog, pentru că din discuția avută cu Agenția Națională Antidrog astăzi aici, s-a ivit oportunitatea de a avea acea testare antidrog în școli și sper să îmbrace o formă legală. Să punem dezbateri în comitetul interministerial, așa cum ați văzut la nivel județean aici, atât profesorii cât și elevii au spus că da, consideră că ar fi o propunere sustenabilă pentru a reduce consumul de droguri în școli. Bineînțeles că sunt multe alte planuri pe care trebuie să le avem în vedere. Aici mă refer, de exemplu, iarăși la disponibilitatea județeană de a crea un plan de reducere a numărului mamelor minore, pentru că așa cum arată datele statistice, sunt puțin îngrijorătoare, iar elemente noi transpar din viața de zi cu zi. Ați văzut foarte bine că tot așa în această dezbatere, astăzi am aflat că mamele minore care nasc sau vin să nască în România nu sunt neapărat cetățeni români, ci sunt copii născuți în străinătate cu părinți români care se reîntorc aici pentru a naște sau a da naștere unui copil. În consecință, să știți că toate aceste situații de fapt nu se regăsesc în datele statistice. De aceea facem această campanie care nu este doar o simplă campanie de conștientizare sau de culegere de soluții, este de a uni toți actorii principali și asta este cel mai important, să pui la aceeași masă primării, prefecturi,
consilii județene, Consiliul Elevilor, Consiliul Profesorilor, Inspectorate Județene, Direcții de Protecție a Copilului, Direcții de Asistență Socială, instituții care se ocupă și sunt abilitate pe diferite paliere să conștientizeze problemele pe care județul respectiv le are și să încerce împreună să se așeze la masa dialogului și să găsească soluții. Practic, noi cutremurăm un pic, așa, dacă vreți să folosim un termen extrem de actual, activitățile zilnice și aducem în prim plan punctele fierbinți. După aceea urmează, bineînțeles, strategia la nivel național, pe care cu siguranță o vom face publică la momentul finalizării acestui proiect. Concret, avem dezbateri, avem soluții, în cât timp avem rezolvarea? Doamne, dacă 30 de ani ne-au trebuit, 33 să ajungem în situația în care suntem astăzi, eu sper să nu ne trebuiască 33 de ani să avem și implementarea soluțiilor. Deci eu cred că lucrurile se pot face treptat, pentru că nu există un magician care să poată să implementeze soluția mâine. Cu toții ne-am dorit ca mâine toate aceste probleme să fie eradicate. Din păcate, ele s-au construit în timp datorită vulnerabilităților societății românești și tot în timp vom putea să găsim rezolvarea lor. Dar atâta timp cât vorbim de un efort conjugat și nu-l mai facem pe bucățele, eu cred că efortul conjugat poate multiplica eforturile noastre într-un termen mai rapid. Statistica a prezentat-o astăzi reprezentantul Agenției Naționale Antidrog. Vă invit și vă punem la dispoziție. Eu nu sunt specialist pe zona de antidrog, cum nu sunt specialist în nimic, nici în educație, nici în mame minore. Eu sunt un antreprenor care ridic o serie de probleme, aduc specialiștii la masa dialogului social și îi implic în rezolvarea acestor probleme. Întrebarea este de ce nu s-a făcut nimic până astăzi? Nu mă întrebați pe mine. Eu pot să spun că de astăzi facem ceva și ceea ce pot să vă mai spun este că noi ne-am propus prin acest proiect, cu toate eforturile conjugate, să ajungem să reducem măcar 5% din procentul mamelor minore. Dar eu nu o să pot să vin și să iau fiecare caz în parte individual, pentru că asta înseamnă un efort fantastic. Ce pot eu să fac cu ajutorul acestui proiect este să unesc toate ONG-urile, toate entitățile abilitate și responsabile și să pun presiune. Dar presiunea, să știți că o putem să o facem noi. Proiectul trebuie să fie unul național. Nu este suficient să ajungem în 6 județe. Doar că efortul este fantastic și ceea ce spuneam și în cadrul dezbaterilor, trebuie să știți un lucru foarte sincer și pe bune. Dacă până acum v-ați obișnuit cu entități care luau bani de la bugetul de stat sau bugetul local, trebuie să știți că acest proiect nu beneficiază de niciun leu de finanțare publică. Tot ceea ce facem este pe bază de voluntariat. Fie că suntem mame, fie că suntem profesori, fie că suntem antreprenori, conștient vulnerabilitățile României și ne dorim să le rezolvăm. Pentru că în ritmul acesta, mai puțin de 15 ani, nu o să mai avem, nu o să mai vorbim doar de sate depopulate și de mame minore și de natalitate negativă. O să vorbim de multe alte lucruri care va complica soarta întregii țări. În consecință, cred că trebuie să fie efortul individual și dacă fiecare cetățean al României, sau poate nu fiecare, măcar 9 milioane, da, din acești cetățeni adulți ai României ar conștientiza că poate să facă puțin bine vecinului și să nu mai aplice criteriul să moară capra vecinului, atunci lucrurile s-ar schimba. Din păcate, noi nici măcar nu sesizăm cazurile pe care le vedem, pentru că suntem mult prea obișnuiți cu viețile noastre mult prea perfecte. Cum pot veni oamenii concret în ajutor? Există un site pe care l-am creat, se numește Pactul pentru Tineri. Nu e al CONAF-ului, nu e al guvernului, nu e al nimănui, e al nostru, al tuturor. Și acolo există și întrebarea, eu ce pot să fac, cum mă pot implica? Lista tuturor asociațiilor este deschisă, lista voluntarilor, lista psihologilor cu care lucrăm este deschisă. Fiecare om poate să ajute prin implicarea personală. Nu este vorba de implicare financiară, ci implicare personală. E un efort conjugat pe care îl facem. Mai mult decât atât, imaginați-vă o fată minoră de 15 ani cu 2 copii, fără suport moral, fără sprijin material. Cred, cu 6 clase, pentru că aceasta este media. Marea majoritate a fetelor care sunt mame minore au cel mult 6 clase.
Deci nu are nici aspectul sau spectrul larg în ceea ce privește de unde să capete informațiile. Unde se duce? Mama, vecin, preot și poate, dacă are suficient de mult curaj, la primărie. Și cam acolo se reduce universul lor. În consecință, nu vorbim doar de mame minore sau de doar de consum de substanțe interzise. Vorbim de riscul pe care România îl are, 15,5%, așa arată procentul copiilor care sunt în risc de sărăcie, în risc de abandon școlar. Pe hârtie lucrurile arată foarte bine. Avem puțini copii care abandonează școala. În realitate, sărăcia generează risc de abandon școlar, iar riscul de abandon școlar înseamnă destine ratate. Așa cum vă spuneam astăzi în cadrul dezbaterii, fiecare destin pe care reușim să-l remodelăm, să-l aducem, fie că e vorba de a doua șansă, fie că e vorba să prindă din nou un ciclu gimnazial sau preuniversitar, e un copil pe care îl salvăm de la dezastru. Proiecte au fost, sunt și vor fi foarte multe pentru stoparea abandonului școlar, pentru susținerea familiilor, inclusiv și în special a familiilor vulnerabile. Însă, ce este foarte important este continuarea prevenției și felicit pe această cale implicarea CONAF, practic Confederația Femeilor din Antreprenoriatul Românesc, pe lângă faptul că ele creează locuri de muncă, asigură o pâine mai multor familii, sunt îngrijorate și pe bună dreptate, pentru că fiecare dintre aceste femei sunt soții, sunt mame. Sunt îngrijorate de ceea ce se întâmplă în momentul de față cu tânăra generație și ceea ce poate să fie rău în viitor cu adulții care acum sunt copii. Și de aceea prevenția este foarte importantă. Ceea ce s-a întâmplat astăzi aici la Deva, în municipiul reședință de județ al Hunedoarei, e foarte important să fie exportat la nivelul fiecărei localități. Practic, statisticile care au fost prezentate și de aici am putut observa că începând de la jumătatea anului 2021 până la jumătatea anului 2022 a crescut foarte mult fenomenul violenței școlare, a bullying-ului, a abandonului școlar. De ce? Pentru că toți elevii, toți studenții, ca și întreaga omenire, au fost afectați de pandemie. După pandemie a venit războiul. După război, teama și panica pentru ceea ce se poate întâmpla cu tremurile care au fost în Grecia și care apoi au fost și aici în apropierea județului nostru, în județul Gorj, și care a afectat populația din Valea Jiului. Și pe această cale vreau să mulțumesc doamnelor, pentru că ieri, în momentul în care au sosit în județul Hunedoara, ieri spre seară, prima lor oprire a fost la Ninoasa. Au vrut să se întâlnească cu familiile care au fost afectate de cutremur, familii care acum sunt nevoite pentru o perioadă, sper eu, scurtă de timp să locuiască în containere, s-au întâlnit cu cei aproximativ 100 de copilași, cu vârsta cuprinsă între câteva luni și până la clasa a 8-a, au primit pachete prin implicarea acestor doamne, au primit încălțăminte și încălțămintea care a fost binevenită, pentru că în acea zonă avem multe familii vulnerabile. Principala dorință a celor familii a fost expusă și ieri. Vrem locuri de muncă și am încurajat doamnele de la CONAF, pentru că reprezintă antreprenoriat, să disemineze această dorință a cetățenilor. Valea Jiului beneficiază de fondurile pe tranziție justă, 60% din aceste fonduri merg către mediul privat, disponibilitate de terenuri cu utilități există, susținere din partea consiliilor locale și de aceea uitați că această campanie cumva vine să ajute și o altă problemă foarte mare a județului nostru și aceea lipsa locurilor de muncă. Deci, pe lângă toate proiectele care au existat și care există în momentul de față pentru stoparea abandonului școlar, este foarte importantă prevenția și această prevenție să se realizeze prin implicarea conducerilor instituțiilor de învățământ, profesori, dascăli, părinți, culte, primarii sunt foarte, foarte importanți și nu doar primarii, toți consilierii locali, indiferent de culoarea politică. Deci și dumneavoastră, categoric mass media, care întotdeauna ați fost alături și ați diseminat tot ceea ce a însemnat elemente de prevenție, dar, în egală măsură, ați și atras atenția prin cazurile delicate pe care noastră le-ați expus. Sunteți președinta Comisiei de Educație. În ce măsură propunerile de aici pot să ajungă pe un cadru legislativ?
Una dintre propuneri care a fost făcută astăzi aici și a fost agreată, cred eu, în proporție de 98%, pentru că am văzut mâini ridicate care au votat, atât din partea cadrelor didactice, cât și din partea elevilor prezenți, a fost aceea de a se realiza o testare în instituțiile de învățământ, această testare să fie periodic, pentru a fi depistați elevii care consumă anumite substanțe care le pot pune în pericol viața. Și cu acei elevi, categorică, apoi trebuiesc mai multe discuții amănunțite și încă o dată să înțeleagă toți factorii decidenți că în învățământ este nevoie de o mai multă investiție, de mai mulți consilieri școlari, de psihologi, pentru că tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani a afectat foarte mult populația. Deci, chiar și această propunere poate fi pusă în practică. Am fost testați și pe vremea pandemiei, de ce să nu fie testați elevii dacă ei își doresc și cadrele didactice consideră că este o măsură foarte bună și părinții, ei sunt principalii beneficiari ai actului educativ. Și ceea ce își doresc ei, noi categoric trebuie să punem în practică. Apropo de abandonul școlar, este o prioritate pe noul cadru legislativ, continuarea și dezvoltarea tuturor programelor care să stopeze abandonul școlar, începând de la transport școlar gratuit, extinderea și generalizarea programului Masă Caldă și Sănătoasă în următorii 4 ani să se ajungă în toate unitățile de învățământ, de asemenea continuarea acordării burselor sociale pentru copiii veniți din familii cu un venit redus, burse de sprijin pentru copiii cu probleme de sănătate, burse de excelență pentru cei cu merite, acordarea rechizitelor școlare. Ei, în momentul în care statul face efort și vine cu toate aceste măsuri sociale de sprijin, este de datoria părinților pentru a-și trimite copiii la școală. În momentul în care nu își trimit copiii la școală, categoric există și o reavoință și va trebui văzut, și aici discuții cu Federația Asociațiilor Părinților din România, cum trebuie să procedăm cu acei părinți care nu doresc. Și poate să prevedem chiar și în cadrul legislativ, care nu doresc să-și trimită copiii la școală. Am revenit, iată că este esențial pentru tineri să primească sprijin și sprijin nu doar din partea familiei, pentru că uneori nu beneficiază de acest lucru, ci și din partea unor oameni de bine, cum spunem noi aici în zonă. Și o să încep, doamna Chiriac, prin a discuta cu dumneavoastră, pentru că este un proiect care este al șaselea județ în care ați venit și ați ales să spuneți mai mult, poate și din experiența pe care ați acumulat-o în celelalte județe, cu privire la abandonul școlar, cu privire la tineri în general. Haideți să explicăm puțin ce înseamnă Pactul pentru Tineri. Pactul pentru Tineri este un proiect național al cărui obiectiv principal la reducerea abandonului școlar. Și din toate dezbaterile pe care le-am avut până acum, am început la Iași, am continuat la Botoșani, la Bacău, la Piatra Neamț, la Vaslui și astăzi suntem aici în județul Hunedoara, la Deva, pot să vă spun că nu există anumite elemente comune, însă există extrem de multe particularități la nivelul fiecărui județ. Practic, ceea ce ne-am dorit să facem a fost să depășim acele date statistice și să ajungem la firul ierbii și să culegem informații și date de la nivelul fiecărui județ, mai mult decât atât, dezbătând soarta abandonului școlar, ne-a fost dat să constatăm care sunt implicațiile și care sunt ramificațiile acestui flagel, pentru că este deja un flagel. Vorbim de peste 400.000 de copii care se află în afara sistemului educațional. Vorbim de un risc de abandon școlar de peste 15% la nivel național. Este un procent mare. Dacă mai adăugăm și faptul că România este pe locul întâi în Uniunea Europeană în ceea ce privește procentul mamelor minore, adică fetițe cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, avem aproape 17.000 de cazuri în România. Dacă adăugăm consumul de substanțe interzise, abuzul fizic și emoțional, așa cunoscut sub denumirea de bullying, și continuăm cu altfel de evenimente care au loc în cadrul școlilor zilnic, o să vedeți o imagine nu foarte frumoasă a ceea ce se întâmplă astăzi în România în ceea ce privește
sistemul educațional. Consecință, scopul acestui proiect nu este să găsim soluții magice, dar să diminuăm aceste procente pe care eu vi le-am spus. Mai mult decât atât, mai există un procent despre care discutăm, dar discutăm pe alocuri, pe la colțuri, și anume gradul de alfabetizare al tinerilor. La fel, suntem într-un top deloc frumos în ceea ce privește acest grad în Uniunea Europeană. În consecință, pe lângă adunarea acestor date și campania de conștientizare, ne dorim mai mult. Mai mult înseamnă să găsim soluții și să diminuăm procentele. Ne-am propus ca pentru problematica pe care noi am numit-o clasa M, adică clasa mamelor minore, să avem măcar un procent de diminuare de 5%. Dar pentru asta, acesta este unul din indicatorii proiectului, pentru că toată lumea își dorește lucruri concrete. Dar pentru asta, repet, este nevoie de o coagulare a forțelor, lucru pe care l-am făcut și noi în cadrul proiectului și totodată pe care l-am dezbătut inclusiv cu Comisia de Învățământ din cadrul Camerei Deputaților alături de doamna Natalia Intotero. Cum, dumneavoastră veniți dintr-un mediul privat, cum sprijină statul acest proiect? Pentru că este extrem de important cumva să existe o bună colaborare între stat, între instituțiile private, instituțiile și de la nivelul județului Hunedoara, pentru că încercăm să vedem ce se întâmplă și în județul nostru, în primul rând, și ce ar trebui să facă concret, poate și primarii și școlile în acest sens, doamna Intotero. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei președinte Chiriac pentru că a ales ca al șaselea județ unde să se desfășoare această campanie să fie județul nostru Hunedoara. Și vreau să-i mulțumesc de asemenea pentru gestul făcut ieri după amiază când ați ajuns în județul nostru. Prima oprire a fost la Aninoasa, o localitate greu încercată din nou, unde aproximativ 100 de familii trebuie să fi relocate din locuințele lor, pentru că acestea sunt în pericol de prăbușire datorită cutremurului care a avut loc recent în județul Gorj. Am vizitat împreună containerele care au fost puse la dispoziția acestor familii pentru a locui, sper eu, pentru o scurtă perioadă de timp. Ați avut posibilitatea să-i întâlniți pe cei aproximativ 100 de copilași cu vârste cuprinse câteva luni până la clasa a 8-a și doamna Chiriac, alături de colegele domniei sale, a venit cu încălțăminte, aproximativ 200 de perechi de încălțăminte care au fost donate acestor copilași și pachete alimentare. De asemenea, deci e un lucru extraordinar atunci când mediul de afaceri se implică mai mult. Iar această campanie este binevenită pentru că aceste femei minunate care creează locuri de muncă, ce încearcă să aducă și reușesc bunăstare în familiile cu care ei colaborează și muncesc, sunt profund îngrijorate de fenomenele pe care le-am amintit, atât în cadrul conferinței, cât și în declarațiile pe care au fost prezentate de dumneavoastră. Ele, ca mame, nu au atât de mult timp să petreacă cu copiii lor și de aceea sunt îngrijorate de riscul la care pot să fie supuși și ai lor copii. Și au demarat această campanie, au reușit să unească, spun eu, factori reprezentativ de la nivel guvernamental, parlament, instituții din cadrul fiecărui județ administrativ al județului și bineînțeles că ceea ce s-a întâmplat astăzi la Deva trebuie continuat în fiecare localitate a județului. M-am bucurat să văd prezența primarilor. Primarii au un rol foarte important. Ei sunt cei care trebuie să ducă mai departe această campanie la nivelul fiecărei localități, bineînțeles alături de părinți, de elevi, studenți, cadre didactice,
mediul de afaceri și de instituțiile abilitate care astăzi ne-au prezentat statistici îngrijorătoare. Număr în creștere privire la violența școlară, la bullying, la consum de substanțe interzise, numărul mare al mamelor minore. Și aceste fenomene sunt în creștere, în special după jumătatea anului 2021. Deci, încă o dată, pandemia a afectat în sens negativ foarte mult. Ce putem face noi mai mult? Pe lângă programele care sunt în momentul de față în derulare și care obligatoriu, așa cum spunea și președinta Consiliului Elevilor din județul Hunedoara, trebuie a fi diseminate la nivelul fiecărei instituții de învățământ. Foarte multe dintre aceste programe care vin în sprijinul copiilor pentru a stopa abandonul școlar nu sunt cunoscute. Deci această campanie de prevenție trebuie să fie una continuă, iar pe partea legislativă, pentru că în momentul de față ne aflăm cumva pe ultima sută de metri în adoptarea pachetului legislativ pe domeniul educației, e foarte important ca abandonul școlar să stoparea, de fapt, a abandonului școlar să fie o prioritate și tot ceea ce înseamnă programe care se derulează și în momentul de față să fie extinse, masă caldă sănătoasă, nu doar la 450 de unități de învățământ școlare cum este în momentul de față, ci generalizat în următorii 4 ani la nivel național. Există, dar această propunere, din câte știu, făcută de către dumneavoastră. Da, și dar de Hunedoara sunt unele școli, sunt mult prea puține. Așa este, dar aici aș ruga seriozitate din partea Ministerului Educației, pentru că avem localități, am aflat astăzi, Orăștie, Hunedoara, Deva, deci chiar localități mari care, în care sunt unități ce beneficiază de acest program, care nu este încă implementat. Primarii încă nu au reușit să facă licitațiile, pentru că programul a fost aprobat apoi la nivel tehnic de minister mult prea târziu. Anul școlar a început în septembrie anul trecut și se încheie peste aproximativ 3 luni. Ori despre ce program masă caldă vorbim dacă el încă nu a fost implementat? Și repet, nu din vina primarilor. De aceea cer mai multă seriozitate la nivel tehnic de Minister al Educației, iar miniștrii să fie mai aspri cu cei care au în atribuții această responsabilitate. Degeaba venim noi și propunem în lege, degeaba facem presiuni ca să fie acordați bani de la buget pentru aceste programe, dacă cei care trebuie să le pună în aplicare lucrează cu două viteze, încet și foarte încet. Trebuie să se gândească atunci când au în responsabilitate astfel de programe, ca și cum ar fi copiii lor. Deci, pe lângă acest program, masă caldă și sănătoasă, transportul școlar să fie gratuit, cu adevărat, să nu mai fie puși elevii în situația de a-și plăti abonamentele și să-și recupereze banii după o perioadă de timp îndelungată. Bursele sociale trebuie să fie continuate și crescut cuantumul acestora. Bursele pentru copiii care provin din familii monoparentale, cazuri cu probleme de sănătate, bursele pentru excelență, de asemenea foarte important, rechizitele pentru copiii care provin din medii vulnerabile și, bineînțeles, multe alte proiecte care pot să plece chiar și de aici. Astăzi a pornit o idee lăudabilă. În momentul în care s-au prezentat aceste statistici îngrijorătoare, doamna președintă Chiriac a îndrăznit o întrebare, a întrebat câți profesori, câți deascăli, directori de școli, elevi, părinți erau în sală, deci aproximativ 80% din cei prezenți, un număr aproximativ de 300 de persoane, au fost prezenți din tot județul, au ridicat mâna pentru prezență și dânsa le-a adresat o întrebare. Credeți că ar fi util ca în școli elevii să fie testați periodic pentru a fi depistați cei care consumă substanțe interzise și a începe să se facă discuții separate cu aceștia, cu familiile acestora, pentru a li se trage un semnal de alarmă? Care a fost răspunsul celor din sală? Toți au votat pentru, cu alte cuvinte. Deci, o astfel de inițiativă. Și elevii. Da, și elevii, cu toții care au fost prezenți, reprezentanții Consiliului Elevilor, au spus, da, ar fi o idee extraordinară. Asta suntem obișnuiți cu costuri pe care ar trebui să le suporte, fie școlile sau uneori totul se rezumă și la bani, știți? Da, eu cred că este o problemă națională în momentul acesta și cred că mediul de afaceri poate da un ajutor în sensul acesta. Cel puțin la început, până când toată societatea românească va conștientiza
importanța acestor demersuri. Deci eu cred că se găsesc soluții, iar soluțiile nu sunt întotdeauna doar la reprezentanții legali și cred că puntea aceasta, și asta facem noi cu Pactul pentru Tineri, puntea aceasta între mediul de afaceri și mediul guvernamental, parlamentar și chiar european, este o soluție care poate contribui atât la reducerea procentului de abandon școlar, cât și pe alte paliere. Cu ce vine diferit acest proiect pe care îl aveți față de altele, poate, pe care le-am mai văzut de-a lungul timpului? Este pentru prima dată când mediul de afaceri se implică efectiv. Nu cu bani de la bugetul de stat, cu bani de la firmele pe care doamnele și domnile le coordonează, pentru că Confederația Organizațiilor Femeilor din Antreprenoriatul Românesc beneficiază de susținere din partea unor mari firme, mari investitori din țară, care au pus la dispoziție partea de infrastructură pentru a se putea realiza aceste întâlniri, discuții și, practic, identificarea și unor soluții și conștientizarea tuturor factorilor implicați din administrațiile publice, locale, județene, cât este de importantă prevenția, și prevenția trebuie să fie una continuă, și cât este de importantă munca în echipă, dialogul și diseminarea tuturor proiectelor, programelor care vin să stopeze aspectele negative care au fost subliniate. Deci, din punctul meu de vedere, este pentru prima dată când mediul de afaceri se implică foarte serios. Și e un lucru extraordinar, e un lucru laudabil. Și aș adăuga eu o prevenție reală, aplicată, pentru că de prevenție am mai discutat, însă parcă uneori nu se face, sau lucrurile nu sunt duse până la final. Aici cred că este adevărata problemă. Eu am povestit astăzi puțin și în cadrul dezbaterii că ne este foarte confortabil situația noastră și că avem tendința să ne gândim că trebuie să-i lăsăm pe ceilalți să facă, pentru că oricum sunt atât de multe inițiative, ce mai ne mai trebuie una? Exact. Dar nu este vorba de a privi din această perspectivă, perspectivă pe care am abordat-o și eu, chiar dacă sunt mamă, dar gândindu-mă că nu sunt cadru didactic sau că nu am expertiză pe domeniile acestea, am zis să facă cei care știu. Dar iată că pe acest principiu au trecut 33 de ani și situația României n-arată deloc bine. Dacă cei care s-au ocupat să facă bine societății românești și n-au reușit să facă, înseamnă că undeva ceva s-a rupt. Iar scopul acestui proiect este tocmai de acela, de a coagula, de a nu mai lăsa pe cei care stau să se uite și așteaptă să facă ceilalți ceva, ci de a-i pune pe toți în la aceeași masă a dialogului, o masă unde nu există capul mesei, ci este o masă rotundă unde toată lumea poate să contribuie și să realizăm împreună niște fapte, pentru că de vorbe cu toții suntem sătuli. Și să știți că eu chiar n-am timp de pierdut și ca mine sunt extrem de mulți alți antreprenori. Ce am reușit să facem a fost eminamente un efort conjugat, pentru că sunt extrem de mulți membri în Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, atât multinaționale care au înțeles scopul și demersurile noastre, cât și companii foarte mici. Am atras alături de noi experți vocaționali, experți în zona de consiliere, psihologi și așa mai departe. Adică eu sunt doar interfața. Acest pact are peste 30 de organizații non-guvernamentale din diferite județe ale României, nu doar din București, și mai mult decât atât am reușit, pe lângă dezbaterile la nivelul diferitelor județe, să existe și inițiativa de a crea un comitet interministerial, comitet care va avea abilitatea de a emite ordonanțe de urgență sau hotărâri de guvern în situația în care soluțiile pe care noi le identificăm cu impact imediat să poată să fie aplicate. Cu siguranță că dacă luăm în calcul cei 33 de ani, timp în care sistemul educațional s-a degradat, și nu doar sistemul educațional, vorbim eminamente la nivel național de degradarea nivelului de trai, pentru că există o strânsă concordanță între aceste două aspecte, nu o să putem să rezolvăm mâine. Mâine nu.
dar o să putem să identificăm cazuri sociale împreună cu autoritățile locale, autoritățile județene, autoritățile centrale. Ce am făcut noi a fost să zgândărim. Acesta este termenul. Și pe lângă această zgândărire să existe acțiune. Ce trebuie să facem fiecare dintre noi până la urmă? Pentru că, așa cum spuneați mai devreme, așteptăm de cele mai multe ori, stăm în confortul nostru și așteptăm ca alții să facă, alții să vină cu propuneri, noi eventual să comentăm așa pe lângă acea masă rotundă de care spuneați dumneavoastră, dar să nu ne implicăm. Ce pot face comunitățile pentru a sprijini acest program pe concret? Vreau să vă dau un exemplu simplu. Marea majoritate a copilelor care au devenit mame au cel mult 6 clase. Unele n-au fost niciodată la școală, ca să știți. Asta înseamnă că nu știu să scrie și să citească. Există nevoie de voluntari imens de mare. În consecință, prin simplu fapt că îi puteți spune sau îi puteți furniza informațiile, dacă vrea să meargă la școală sau să se încadreze, măcar să învețe să citească și să scrie, trebuie să-i spuneți unde, cum și cum, ce poate să acceseze. Multe dintre aceste copile nici nu știu care le sunt drepturile, pentru că, de exemplu, alocațiile sunt încasate de către părinți și așa mai departe. Deci, acesta ar fi un prim pas, dar sunt și alte etape unde vă puteți implica, începând de la consiliere vocațională, mai departe sprijin emoțional pe care îl puteți da cazurilor sociale și așa mai departe. Un copil care nu merge la școală pentru că nu are încălțăminte sau pentru că nu-și permite transportul rutier până la școală sau care nu-și permite plata costului internatului, este un destin ratat. Cu siguranță pârghii legale există, doar că lipsa de comunicare uneori, și asta se întâmplă la nivel județean, nu neapărat aici în Hunedoara, dar există o lipsă de comunicare care poate fi temporizată. Mai mult decât atât, pe lângă toate aceste pârghii pe care cadrul legal le are, există și implicația sau implicarea autorităților locale. Și am văzut lucrul acesta în județul Bacău, când autoritățile centrale și locale au identificat corect cazurile sociale, nu vorbind doar de mame minore, ci și de delicvența juvenilă care există. Cazuri de care segregare, nu trebuie iarăși de cum, putem discuta. Trebuie prezentate, pentru că de cele mai multe ori sunt ascunse aceste cazuri, de ce nu știm, poate să dea bine în unele statistici, însă societății nu facem niciun bine astfel, iar toate aceste aspecte pe care le-ați prezentat astăzi au un impact important și asupra economiei până la urmă, că despre asta vorbim. Eu aș vrea să intervin și să spun că, din fericire, pentru județul Hunedoara, în ultimii 2 ani, din ceea ce ni s-a prezentat de către doamna Gianina Yang, director al Direcției Generale pentru Asistență și Protecția Copilului, deci în ultimii 2 ani, în județul Hunedoara, nu am avut nici un caz de mamă minoră, adică să nască și să abandoneze copiii în spital. În sensul acesta, dar mame minore au fost și în județul Hunedoara, pentru că în alte județe unele mame își și abandonează copiii în spital. Și aici, pentru că au fost implicate autoritățile, însă faptul că în județul Hunedoara, totuși anul trecut am avut aproximativ 60 de mame minore care și-au luat copiii apoi cu ele, totuși este îngrijorător. Și aici ar trebui să avem aceste discuții, aceste prevenții continue, nu că se fac acum în municipiul reședință de județ și poate o să mai discutăm despre acest fenomen peste un an sau un an și jumătate. Nu, aceste discuții trebuie să fie continue, trebuie identificate problemele familiilor, începând de la asistență socială de la nivel local. Trebuie să înțeleagă, deci în localitățile unde primarii sunt foarte implicați, inclusiv emoțional, să știți că lucrurile merg foarte bine. Deci trebuie să înțeleagă toți cei care au decis
pentru o perioadă de timp să fie reprezentanți ai poporului, consilieri locali, consilieri județeni, primari, președinți de consiliu județeni, parlamentari, că în momentul în care ai decis să ai o asemenea responsabilitate și primești încrederea poporului, cam 90% din timpul tău trebuie să fii pentru popor. Poate dacă nu ești 90%, nici nu o să mai primești această încredere. Dar nu este doar acest aspect. Este inclusiv pentru mulțumirea ta sufletească. În momentul în care orice om reușește să salveze un caz, măcar un caz, a scris și el acolo în cer o faptă bună în fața celui de sus care ne ocrotește pe toți. Și ai așa o liniște sufletească la un moment dat când va trebui să dai socoteală. Cât am putut, m-am implicat și vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților, autorităților, instituțiilor care sunt foarte implicați și sunt foarte harnici, dar vreau să-i rog ca această implicare, așa cum i-am văzut astăzi foarte determinați, să fie continuă. M-a impresionat foarte mult prezența reprezentanților Consiliului Elevilor, care asta a fost mesajul lor și au insistat foarte mult. Nu știam că există atât de multe proiecte. Haideți să le diseminăm până la nivelul fiecărui copil, să știe copiii dacă au o problemă, unde să apeleze, să spună părinților, un număr de urgență. Care sunt drepturile, care le sunt obligațiile, până la urmă, că exact. Ne-am cam îndepărtat de aceste lucruri. Și iată, unele proiecte dedicate acestor copii nu sunt atât de cunoscute. Știți care este senzația zilei? Este că intangibilul devine tangibil. Pentru că mă uitam acum la doamna deputat Natalia Intoteru și îmi dau seama cu câtă pasiune și cu câtă emoție s-a implicat în acest proiect. Și fiind și președinta Comisiei de Învățământ, eu chiar am toată încrederea că lucrurile, așa cum le-am discutat, se vor întâmpla. Și acesta este o garanție. Pentru că în momentul în care reprezentanții statului înțeleg, aleșii statului înțeleg, atunci mai rămâne doar de noi să putem să transpunem cadrul legal și toate măsurile luate în realitate. Eu vă mulțumesc. Nu, eu vă mulțumesc și vă spun că determinarea noastră este și mai accentuată. Dacă până acum, mai mult pe parte politică, exista această implicare, faptul că dumneavoastră ați decis să vă implicați mai mult, spre deosebire de alte persoane, să spun așa, care reprezintă mediul de afaceri și care în timpul liber preferă să aibă activități de destindere. Deci ați avut astăzi o zi super încărcată, ieri a fost la fel, condus mașina, a venit din București, alături de echipa dumneavoastră venită din diferite zone ale țării, alături de jurnaliști de marcă ai țării care au încheiat programul de activitate unde au avut la posturile naționale de televiziune, s-au urcat în mașină, a ajuns în cursul serii, în cursul nopții, sunt la dezbatere, după dezbatere te urci în mașină și din nou conduci mașina pentru a ajunge și ați vedea de afacere, ați vedea de jobul pe care tu îl ai la București sau în altă parte a țării. Deci e un lucru extraordinar. Deci, practic, este o mână, nu o mânuță, o mână așa de uriaș, întinsă societății și un imbold mai mare pentru cei care sunt aleși să fie mai implicați. N-am să dau numele primarului, dar l-am dat, n-am să dau acum aici numele primarului, dar l-am dat exemplu în particular multor alți primari. Un primar care a reușit să scoată din sărăcie o comunitate, un sat aparținător localității sale, aproximativ 90% familii vulnerabile. Și mi-a spus că cei de la grădiniță i-au cumpărat pijamale și copiii îl roagă să doarmă cu ei de multe ori, pentru că el frecvent merge și le citește câte o poveste. Și am zis, de ce faceți acest lucru, domn primar? Pentru că atunci când sunt alături de acești copilași, eu mă încarc cu energie pozitivă și uit de toate problemele și necazurile și faptul că nu mi-ajung banii să fac cât mi-aș dori eu mai mult pentru comunitate. E, aici e problema. Dacă ar fi cât mai mulți oameni așa ca acel om, vă spun eu că lucrurile ar merge mult mai bine în țară. Și încă un aspect important. Ieri seară, chiar dacă a fost o zi foarte târzie,
am rugat pe doamne să viziteze o școală din mediul rural și au fost prezente în comuna Băița și au putut să vadă ce școală minunată a realizat primarul alături de echipa sa, mediul rural, pentru că foarte mulți copii care abandonează școala provin din mediul rural. Și nu este singurul primar. În sală au fost prezenți astăzi mulți primari din mediul rural și am dat cu exemplu nominal pe cei care am avut așa în câmpul meu vizual, pentru că trebuie recunoscut, acolo unde oamenii își fac treaba și unde sunt foarte serioși, trebuie exportate aceste nivele, aceste exemple de bună practică. Eu n-aș vrea să încheiem emisiunea înainte de a putea să mulțumesc celor care au venit de la Iași, de la Botoșan, de la Oradea, de la Timișoara, de la Piatra Neamț, de la Bacău, de la Vaslui, din București, și experților de la UNICEF și Banca Mondială care ne sunt alături. Să știți că la ora aceasta încă se muncește la Inspectoratul Școlar Județean, sunt atelierele situaționale, culegem date cu ajutorul profesorilor și al elevilor și al părinților și pe baza acestor date se vor face diverse simulări care vor avea ca efect propuneri de amendamente fie la legea educației, fie vor îmbrăca forma unor ordine legislative. Deci după această întâlnire, doamna deputat, veți avea mai mult de lucru, probabil. Nu contează, important este să facem lucruri bune pentru cetățenii țării. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes, iar unedorenilor cred că ar trebui să le transmitem să se implice mai mult în aceste situații, iar atunci când identifică astfel de cazuri de abandon, de bullying, de violență, ar trebui să apeleze la autorități pentru a găsi toate pârghiile necesare pentru a-i scoate pe acești oameni din acest mediu. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor, pentru prezență. Mult succes vă mulțumim doresc. Mulțumim și noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, rămâneți în continuare alături de noi, pentru că după publicitate voi fi aici cu un nou invitat.